Unul dintre cele mai nesănătoase vicii este fumatul. Dependența de fumat reprezintă o problemă de sănătate publică importantă și o epidemie globală. Mai mult de 1 miliard de persoane fumează zilnic în toată lumea. În România, de exemplu, în ultimii 20 de ani, numărul persoanelor care fumează aproape s-a dublat. Mai mult, peste 55% dintre acestea au între 15 și 34 de ani. Consumul de nicotină începe de regulă de timpuriu în adolescență. Fumatul produce o dependență de până la 8 ori mai mare decât alcoolul și egală cu adicția de cocaină. Consider că fumatul este o dependență? Da, este. Este o dependență ca oricare. Oricine are nevoie de ceva, ori fumezi, ori dai la pește, ori un viciu. Ai încercat vreodată să renunți? Da, am renunțat o perioadă, după care m-am reapucat. Deci asta e, țigările nu le poți lăsa, odată ce devii dependent, nu le mai lași. Dependența de fumat nu implică doar efecte fizice, ci și comportamentale, iar aceste asocieri comportamentale cu fumatul pot acționa ca declanșatori ai poftei de a fuma. Iată câteva exemple: cafeaua de dimineață, pauzele la muncă, după ce mănânci, când bei alcool, când te întâlnești cu prietenii, când vorbești la telefon sau conduci mașina și în situații stresante. Nu cred. După mine nu cred. Te poți lăsa. Eu am fost fumător și m-am lăsat. După cât timp? Cred că vreo 14 ani am fumat. Și am reușit și m-am lăsat. De fumat te lași de frică și voință. Frică le cuplezi pe astea două și ai toate șansele să te lași. Dacă nu ai voință, normal că nu. Nu se poate. Și frica. De afecțiune, da. Pentru a depăși dependența de fumat, trebuie să fii conștient de acești declanșatori și să dezvolți un plan pentru a face față comportamentelor și activităților pe care le asociezi cu fumatul. În ultimele decenii, fumatul a început să fie văzut din ce în ce mai des ca o activitate ce dăunează grav sănătății. Astfel, la nivel mondial sunt vândute zilnic 15 miliarde de pachete de țigări, iar afecțiunile asociate fumatului ucid unul din 10 adulți. La fiecare 8 secunde, cineva moare din cauza fumatului. Pentru mehedințul meu, Miruna Plăvițu.